Tragedie în Germania. Trei români au murit într-un incendiu devastator. Focul a cuprins un întreg imobil, iar 27 de persoane au ajuns cu răni grave la spital. Incendiul a izbucnit într-un bloc din orașul german Duisburg. Totul s-a întâmplat la primele ore ale dimineții, când oamenii încă dormeau. Focul s-a extins repede și mai multe persoane au rămas captive în propriile locuințe. Printre ei și trei români. O femeie și fiii săi, care locuiau la mansardă, nu au mai avut scăpare. Românca de 33 de ani a fost găsită fără suflare lângă fiul cel mic, iar băiatul de 14 ani a decedat apoi la spital din cauza rănilor. Presa germană scrie că incendiul ar fi izbucnit într-un apartament situat la parterul clădirii. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să afle din ce cauză s-a produs această tragedie.